Zit la preț, Anania a bunit și după 3 ore afară și Safira. De ce nimeni nu i-a fost informat pe Safira de ce le-a întâmplat? În vremea aceea nu circula informația. A fost o concluzie de o concluzie oarecum biased, biasat. Acum, iubiții mei, n-avem de unde să știm. Păi trebuie, apropo de tipul ăsta de informații, noi ne uităm în trecut și mintea noastră caută să construiască tipul de informații. Eu v-am spus vouă despre iluzia observatorului și despre eroarea pe care o face de la cel observator. Mai țineți minte acel experiment, acel exemplu al paradoxului de poziția lui Einstein. Știți, nenea la ciufurit. Cu musca, prin tren. Noi suntem într-o lume extrem de bine poziționată și modernă și încercăm să gândim cum erau ei atunci din postura noastră de oameni extraordinar de elevat și n-ai de unde să știi unde era Safira. Poate că era plecată Dumnezeu știe pe unde și a ajuns mai târziu. Poate că ea se înțeleseze cu Anania cu 2 zile înainte sau cu 3. Noi nu știm exact. Ceea ce știm noi este că ei au reacționat cumva la presiunea socială a grupului lor. Că Biblia este fermă. Ei au văzut pe ceilalți, au văzut ce făceau ceilalți. Și atunci au zis și ei, sărătoși. Și s-au folosit de minciună. Culmea, nu le ceruse nimeni să facă lucrul acesta. Și dacă, cum va interpreta Scălița acel lucru? S-au folosit de o șmecherie de acolo. Dar nu recompuneți textul. Vedeți că gestaltiști, gestalt, înseamnă, v-am spus, că tu încompletezi lipsurile din imagine. Așa, prin experiențele tale proprii. N-ai de unde să știi unde era Safira, n-ai de unde să știi unde a fost Anania în dimineața aceea, n-ai de unde să știi când s-au înțeles să facă vânzare, poate că era plecat de la băile tușnați, să zicem.